Bună! Povestim astăzi despre parfumurile ce au nota de cafea în compoziție, parfumurile din colecția mea desigur, pentru că m-am gândit că tot este o perioadă potrivită pentru a purta aceste parfumuri și de ce să nu vorbim și despre ele. Haideți să începem cu un parfum pe care voi l-ați tot văzut la mine, pentru că îl port mai mult toamna, îmi dă o stare bună și atunci când merg la somn îl folosesc de obicei. Este vorba despre Cuir de Nuit de la Yves Rocher. Este un parfum cu cacao, vanilie, cafea, este un parfum foarte plăcut, este dulce, dar nu prea dulce și este și un parfum la un preț accesibil, acum depinde și de unde îl luați, pentru că diferă prețurile în funcție de reduceri, de site-uri și așa mai departe. Dar este un parfum care mie îmi place foarte, foarte mult. Un alt parfum, de asemenea un parfum accesibil, este vorba despre Love Potion de la Oriflame. Este și acesta un parfum cu cafea, cu ciocolată, cu tonka, are și o notă de rom, dar nu este un rom buzi, nu-l simt buzi. Este unul cafelicios care îmi place, pe care îl folosesc mai mult seara în perioada rece și care aș vrea să fie ceva mai persistent, însă este un parfum accesibil și foarte frumos. Un alt parfum din această categorie este Jimmy Choo Fever. Sinceră să fiu, am cam uitat cum se comportă acest parfum pentru că nu l-am purtat anul acesta. Îl port în special în perioada rece, însă îl văd un parfum așa destul de versatil. Aici avem din nou un parfum cu cafea, cu fructe, avem și alune în compoziție, nu pot să zic că simt eu chiar atât de tare un iz nati, dar este un parfum cald și plăcut și are și un preț ok. Da. Jimmy Choo Fever. Mai departe povestim despre La Nuit Trezor de la Lancôme, un parfum pe care eu îl iubesc și știu că multe dintre voi îl iubiți. Foarte potrivit în perioada următoare, este un parfum puternic, este parfumul acela cu trandafir afumat, un parfum sexy, dulce, se dezvoltă cu acea pralină, care mi-e place foarte mult cum se simte în acest parfum, dar avem și cafea, caramel, tonka și așa mai departe, are o grămadă de note. Este un parfum frumos, frumos și feminin și sexy. Un alt parfum foarte potrivit în această perioadă este Black Opium de la Yves Saint Laurent. Eu am aici, din fericire, o variantă mai veche și pe mine parfumul acesta persistă foarte bine, însă am văzut că se discută pe seama reformulărilor și se poate ca cel pe care îl găsim acum în magazine să nu mai fie atât de puternic. Ideea e că eu oricum vă recomand să vă îndreptați către Xtreme dacă vreți un parfum cu mai multă cafea. Acesta este un parfum dulce, are și un lemn dulce în compoziție și se simte, deci nu iese foarte mult în evidență cafeaua. Însă este un parfum care mie îmi place, ce-i drept nu prea am mai întins mâna după el pentru că am descoperit și alte parfumuri și pe acesta oricum l-am purtat o perioadă destul de lungă când l-am luat. Este un parfum frumos oricum și îmi place. Însă, sinceră să fiu, și eu m-aș îndrepta către Xtreme pentru că și poate că aș întinde mâna mai mult după el pentru că am observat acolo niște îmbunătățiri, dar îmi place în continuare și acesta. Un alt parfum care se află în colecția mea și are aromă de cafea, am făcut și o rimă, este acest La Manturier de la Glieden, un parfum pe care știu că nu-l găsiți, dar o să vă povestesc puțin despre el. Este un parfum potrivit pentru perioada rece și numai pentru perioada rece, nu aș putea să-l port decât toamna și iarna, dar toamna când se răcește bine afară, pentru că este foarte dulce, iar cafeaua aceasta mi se pare că echilibrează treburile. Avem o deschidere fructată dulce, iar baza este una dulce cu caramel, tonka, vanilie, cedru și așa mai departe. Și cumva cafeaua din mijloc, avem în mijloc cafea și iasomie, echilibrează foarte bine. Și cumva reușește și să iasă foarte bine în evidență, nu este acoperită de toate aceste note mai intense, cum este caramelul, cum este vanilia, para, că avem pară în deschidere,
Foarte frumos este și foarte puternic. Îmi place foarte mult. Îmi pare rău că nu se poate găsi nicicum. Un alt parfum cu cafea, o cafea care este foarte bine în evidență, este Cafe Addict de la Theodoros Kalotinis. Are o deschidere un pic abrazivă, miroase a o cafea proaspăt măcinată. În general am observat că parfumurile de la Kalotinis sunt un pic așa mai colțuroase, mai nefinisate, dar pe Cafe Addict îl ajută treaba asta să iasă cafeaua în evidență. Îmi place foarte mult cum se dezvoltă oricum cafeaua asta proaspăt râșnită, se simte câteva secunde și apoi se simte combinația aia de cacao, vanilie, caramel, este dulce. Îmi place foarte mult. Preferatul meu din această selecție, pentru că este și o cafea care iese în evidență, pentru că este puternic, persistă bine și este și dulce. Ce să vezi, combinația perfectă. Îmi place parfumul acesta. Și vă spuneam eu că am aici un parfum care nu are cafea, însă mie îmi dă un iz cafelicios. Este vorba despre caramel. Aici avem o altfel de cafea. O cafea pe care eu o prefer, pe care o preferăm așa în general. Mă refer aici la o cafea de la Starbucks, cu aromă de caramel, cu multă spumă. Cum zic eu, mai puțină cafea și mai mult lapte, mai mult aromă, cam asta este aici, eu asta simt. O spumă de lapte mai degrabă, cu aromă de caramel și un pic de cafea, asta simt eu de la caramel. O să vorbim și despre parfumuri cu caramel, în care probabil că o să includ și niște parfumuri din această selecție, însă mai am și parfumuri cu caramel care nu au cafea, așa că vreau să vorbim despre parfumuri cu caramel într-un video viitor. Caramel este caramel, dar simt acolo și un pic de cafea, el are și un iz un pic tropical, dar mi se pare oricum un parfum potrivit pentru perioada rece, pentru că este un parfum dulce și l-am avut în perioada caldă, dar nu am întins mâna după el, este un parfum totuși destul de dulce. Un alt parfum care îmi place, dar nu este în colecția mea, am zis să vorbim și despre ceva de pe wishlist, vă spun și de ce nu l-am luat până acum, este vorba despre Coffee Break de la Maison Martin Margiela, un parfum cu lavandă, lapte, tonka, vanilie, cafea desigur. Îmi place foarte mult cum miroase, mi-ar plăcea să fie un pic mai intens și mai persistent dacă se poate, așa cum este By the Fireplace, pentru că acela pe mine persistă super, super bine și mă gândesc eu că se putea face ceva și aici, cum s-a putut face acolo. E păcat pentru că este un parfum absolut superb și chiar și așa tot mi-l doresc în colecție pe acesta. Îmi place mirosul foarte mult. Nu știu, nu mai știu exact cum miroase, dar a rămas acolo undeva la mine pe wishlist după ce l-am testat. Și este un parfum cu cafea pe care mi l-aș dori în colecție. Ei bine, cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut clipul. Spuneți-mi și voi în comentarii dacă aveți un parfum preferat cu cafea. Chiar sunt curioasă să mai descoper și altele. Nu am eu foarte multe în colecție, dar cele pe care le am îmi plac. Vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă și pe mine puteți să mă găsiți și pe Instagram și mai nou pe TikTok. Ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!